cruzime fără margini într-o comună din județul Neamț. Rețelele de socializare sunt pline cu imagini înfiorătoare. O vulpe a fost atârnată de un stâlp din comuna Dumbrava Deal, având în vedere gravitatea situației, o organizație care se ocupă de protejarea animalelor a sesizat poliția. Un echipaj s-a deplasat la fața locului și a preluat animalul. Acum se efectuează cercetări pentru identificarea autorului care riscă închisoare de la 2 la 7 ani pentru fapta sa.